Atenție, părinți! Cadrele didactice nu au voie să ceară bani pentru fondul clasei sau fondul școlii. Având la bază acest mesaj, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș va demara, începând de mâine, verificări în toate unitățile școlare din județ. Aceste acțiuni au loc datorită faptului că de la debutul noului an școlar și până în prezent, reprezentanții instituției au fost asaltați cu zeci de sesizări din partea părinților, cărora li s-au cerut bani pentru achiziționarea de papetărie, consumabile, table inteligente sau chiar obiecte de mobilier. Am primit sesizări verbale și noi în fiecare an, în repetate rânduri, punem ca mesaj pe grupul intern de comunicare cu toți directorii unităților de învățământ preuniversitar din județul Maramureș, acest mesaj al interzicerii cu desăvârșirii a colectării de fonduri, fie fondul clasei, fie fondul școlii. Sesizări verbale de la părinți. Și în urma acestor sesizări, de regulă aceste sesizări constituie punctele de plecare ale unor aspecte pe care noi le cuprindem în inspecțiile tematice. Cele mai multe reclamații vizează școlile din municipiul Baia Mare, însă nu doar acestea vor fi în vizorul inspectorilor școlari. După cum afirmă purtătorul de cuvânt al ISJ Maramureș, Adriana Meșter, timp de 2 săptămâni inspectorii vor ajunge la peste 20 de grădinițe, mai bine de 100 de școli gimnaziale și aproape 40 de licee. Nu vor fi ocolite nici școlile profesionale. Se vor purta discuții atât cu părinții, cât și cu cadrele didactice, respectiv directorii unităților de învățământ. Vom sta de vorbă și cu părinți, vom sta de vorbă și cu direcțiunile școlilor și cu cadrele didactice și vom atrage atenția încă o dată asupra respectării tuturor prevederilor legale în ceea ce privește colectarea de bani, care, repet, este ilegală. Conducerea inspectoratului atrage atenția asupra faptului că, potrivit legislației, fondul clasei și fondul școlii nu există, astfel că elevilor și personalului școlii le este interzis să colecteze astfel de fonduri.